Bună ziua! Astăzi vreau să încerc această vopsea de păr pentru a-mi face o altă nuanță, adică mai bine spus am câteva fire albe în rădăcini și aș vrea să mi le acoper. Pe scurt, am fost la salon, eram blondă, mi-au făcut un tonaj care a stat 2 luni foarte bine, adică chiar din prima mea bine am stupat culoarea blondă. Și acum aș dori să rămân pe această nuanță pentru că îmi place puțin deschis, nu chiar închis și m-am uitat în market, cred că aceasta va conveni mai bine pentru rădăcinile mele ca să le deschidă puțin și să ajungă la acest nivel de blond închis. Și deci este L'Oréal Paris Universal Nude Gamma Excellence Cream, care nu conține amoniac și care, după toată inscripția pe care o deține aici, acoperă 100% firele albe. Numărul este 6U Blonde, deci codul la culoare este 6U Blonde Foncé Universal. Nu știu cum ar fi în altă țară, altă denumire de culoare, posibil, dar în orice caz este această opțiune. Și deci o voi încerca pentru rădăcini și poate puțin o voi prelungi pe lungime pentru a fi un nivel bine făcut pentru păr. Deci în această cutie se conțin toate elementele necesare, mânușile, este crema revelatoare, este altă cremă care face colorarea. Mai este și masca. Asta vom folosi la urmă. Și șampun. Foarte mic șampun care îl vom folosi tot după aceasta. Și mai are și o mică pere cu dinți, putem zice așa, pentru a merge, pentru a vopsi și a împrăștia bine culoarea. Deci în instrucție, după cât eu înțeleg, trebuie să amestecăm 1A cu 1B. Deci acestea două le amestecăm împreună, 1A și 1B. Și deci dați să începem procedura. Deci am făcut bine amestecul și voi aplica începând cu rădăcini. Este dorit ca părul să fie puțin murdar, la mine are 2 zile. Și deci voi începe cu rădăcinile. Mai am și o pensulă de gen acesta, poate va fi de folos, nu știu, vom vedea dacă mă voi descurca doar cu piesele necesare din cutia acestei vopsele. Deci voi aplica mânușile. Eu sunt puțin roșie pe față pentru că am stat cam 2 ore în soare pentru a mă bronza și acum sunt foarte, foarte roșie, dar ce ascultem, că nu sunt foarte frumoasă în cameră. Și deci să înceapă procesul. Deci eu voi începe cu doar această mică introducere și după asta voi schimba poate pe acesta pentru a face lungimea, dar pentru rădăcini mă voi stărui să fac mai întâi cu acest dispozitiv. Și deci încep de aici de la cărare. Se aplică foarte ușor și miroase foarte bine, chiar nu miroase deloc ca amoniac, ceea ce mă bucură foarte mult pentru că nu prea mai suport mirosul. O tare îmi doresc să fie o culoare frumoasă până la urmă, pentru că tare îmi doresc să fiu roșcată, ori portocalie, deci îmi doresc să am cât de cât o culoare asemănătoare, doar că să-mi acoper bine nuanțele de gri.
Deci, cum văd, este ușor de aplicat, nu este tare greu de aplicat. Poate voi utiliza și pensula mea magică, totuși, pentru a vine de la, la rădăcini. Și ca să se vopsească bine părul meu sur. Deci avem și o piele de genul acesta. Ca tare am vrut să iau Perfect Mousse, dar nu prea am găsit eu nuanța care îmi trebuiește și după câte am înțeles, ea nu prea se ține pe culoarea părului. Se spală foarte repede, deci nu prea acoperă părul sur. Dar această vopsea este într-adevăr ceva nou pentru mine. Nu am încercat niciodată. Practic eu de 4-5 ani mă vopsesc doar în salon, nu prea am folosit produsele din supermarket. Dar tare aș dori să aibă același efect ca salonul, pentru că, sincer să vă spun, nu prea îmi place să mă treacă timpul în salon. De fiecare dată durează în jur de 5 ore și trebuie să scot foarte mulți bani din buzunare, pentru că costă foarte mult să mergi la salon. Ce voi aplica, mă voi strălui să aplic foarte bine peste tot. Deci îmi fac bine cărarea din parte în parte. Aceasta este procedura mea de vopsire, care am făcut-o din totdeauna. Care sper să nu fiu roșcată. Deci chiar sper foarte tare să nu fiu. Deci am aplicat pe rădăcini și doar puțin am întins pe lungime. Pentru cei care au această lungime ca mine și doriți să vopsiți absolut tot părul împreună, cred că va trebui două cutii, nu doar una. M-am cam urdărit, dar nu nimic. Deci am aplicat această pensulă pentru rădăcini și apoi am aplicat cu acesta pentru toată lungimea, pentru că era mult mai repede. Acesta nu l-am folosit, dar cred că e bine util. Și deci mi-a luat cam în jur de 10-15 minute ca să aplic această vopseaua. Și voi lăsa pentru 30 de minute, cred eu, în plus, pentru a se vedea bine colora. Deci ce mă bucură deja, pentru că nu prea văd roșca, deci deja mă inspiră și mă bucură foarte mult. Și așteptăm. Și deci am spălat părul. L-am spălat cu acel șampon, era super agreabil la miros. Masca care este foarte, foarte bună, mai foarte bine părul, deci e miros foarte, foarte plăcut. Și deci acum voi pieptăna bine părul și voi încerca să usuc. Deci ce am observat, că puțin, puțin sunt nuanțe de de roșu, deci nu roșu, dar așa, să zicem, o culoare roșietică, dar vom vedea cum el va fi când îl vom usca și cum va arăta într-adevăr la final. Deci îl voi pieptăna bine. Deci acesta este rezultatul final. Deci, cum vedeți, le-a vopsit foarte bine capetele și totul este la același nivel de culoare, nu este nicio diferență de culoare. Unicul fapt că nu prea mi-a colorat părul gri. Din păcate, mai văd unele fire care nu sunt colorate.
Cine asta mă cam indispune, însă rădăcinile mele s-au bine decolorat, adică sunt mult mai deschise decât cum sunt ele naturale. Și acest fapt face ca să nu să se vadă părul meu sur, adică se văd câteva fire, dar nu este ceva foarte care va cădea foarte tare în priviri, deoarece părul meu s-a cam deschis la culoare. Deci, cum vedeți, e puțin deschis la culoare. Deci, vă-l recomand, pentru că este un produs bun, fără amoniac și care vă face părul mult mai moale și mai sănătos. Mie îmi place foarte mult, chiar dacă am câteva fire sure în cap, dar culoarea îmi convine. Puțin nuanță de roșiață, dar foarte lejer, adică nu este ceva foarte șocant. Și vom vedea deja cum va ține durabilitatea și cum va fi după aceasta. Însă rezultatul până când îmi place. Spuneți-mi în comentarii dacă l-ați încercat și dacă v-a plăcut și dacă sunteți de aceeași părere ca și mine sau dacă cunoașteți alte produse care puteți să mi le recomandați pentru a vopsi și a ajunge la aproximativ această culoare, însă să nu mai fie firele albe, să le vopsească în întregime. Deci aștept răspunsurile voastre.